Divizionara B face Argeș și își continuă pregătirile în localitate, antrenorul Viorel Dumitrescu urmărind la lucru câțiva jucători, cărora nu a dorit să le dezvăluie identitatea. Conform oficialilor echipei, este posibil ca la echipă să ajungă jucătorii de la CS Mioveni, care nu vor mai fi doriți de antrenorul Marian Pană. A fost un antrenament normal. Am vrut să văd și eu câțiva jucători care au venit la probe, impropriu zis, să vedem cum se mișcă, să vede că nu au făcut antrenament. Abia a trecut o săptămână, nu cer nimic deocamdată. Vom vedea dacă vor rămâne sau nu. Așa că nu pot să vă dau nici nume de unde vin și ce or să facă, pentru că nu ne-a hotărât. Echipa a efectuat ieri și vizita medicală, aceasta decurgând normal. Cel puțin pentru moment, antrenorul Viorel Dumitrescu nu a programat nicio partidă de verificare.